Primarii din județ s-au întâlnit astăzi cu Liviu Dragnea. Vicepremierul a dorit să audă chiar de la cei aflați în fruntea comunelor, indiferent de partidul din care provin, despre problemele cu care se confruntă, dar și ce proiecte de dezvoltare au pentru localitățile pe care le conduc. Să folosim întâlnirea de astăzi pentru a discuta chestiuni aplicate în special despre proiectele de dezvoltare locală pe care le aveți, despre toate proiectele de dezvoltare locală pe care le aveți. Pot avea discuția asta astăzi pentru că, în mare parte, proiectul bugetului pe anul viitor este conturat. În ceea ce privește modificarea legislației în domeniul administrației locale, proiectele de acte normative sunt finalizate. Ele sunt acum în faza de negociere internă. Cuvântul de ordine pe care l-au rostit primarii cu ocazia întâlnirii cu vicepremierul Dragnea este speranță. Aceștia vor sprijin de la actualul guvern, astfel încât să poată mulțumi electoratul care i-a ales prin proiectele de dezvoltare pe care și l-au propus. Domnule primar, ce așteptări aveți de la această vizită importantă? Astăzi aș numi ziua speranței, de fapt este unică, fiindcă au mai trecut prin județul nostru mai mulți demnitari la care nu prea s-au întâmplat multe lucruri privind realizările sau o parte din realizările care ne așteptam să ne ajute în implementarea unor programe și altor, și în special acoperirea financiară, fiindcă chiar dacă îmi face noi un proiect, dacă nu avem cofinanțare, rămânem într-o zonă inactivă. Speranță, în primul rând, speranță de mai bine. Așteptăm, chiar vreau să avem o discuție, să purtăm o discuție, suntem invitați aici mai mulți primari din județul Giurgiu, să purtăm o discuție referitor la viitorul nostru, al celor de jos, care am depus și suflet și ne-am pus în joc familiile pentru a face ceva în comunele noastre, dar din păcate am trecut peste un an, 2013, dezastruos. Și vrem să vedem pentru 2014 promisiunile care se aud pentru noua perioadă de fonduri europene, 2014-2020, să vedem pe ce ne putem baza. Liviu Dragnea a mai spus la întâlnirea cu primarii că programele europene pentru următorul exercițiu financiar 2014-2020 sunt conturate și deja au idee cam ce bani sunt alocați pentru comunitățile locale. După întâlnirea de la Giurgiu, vicepremierul a plecat cu un set de solicitări clare din partea primarilor către guvern. Totodată, Dragnea a cerut administrației județului să centralizeze până săptămâna viitoare toate proiectele de dezvoltare rurală pentru a le direcționa către proiectele de finanțare ce se impun.